Expoziția de cultură a fost organizată pentru a familiariza publicul vizitator cu bunuri culturale mobile care se regăsesc în patrimoniul muzeului. A fost organizată astăzi o expoziție de fotografie cu portrete, oameni și locuri din Gorjul de odinioară, fotografii adunate de prin satele Gorjului de-a lungul anilor. Începând de astăzi, Muzeul Județean Gorj găzduiește o expoziție de etnografie, repere ale civilizației populare locale. La vernisajul expoziției participăm alături de partenerii noștri Școala Populară de Artă cu meșteri care să recompună cadrul de altă dată pe țesătură, pe olărit, pe dăltuitul sau crestatul în len. Toate acestea își propun să readucă în atenția mai ales a tinerilor, satul românesc de altă dată, cu toate valorile sale. Dumitru Coneru are 70 de ani și este un artist care modelează lutul. Acesta spune că de la vârsta de 11 ani practică olăritul, iar meseria a moștenit-o de la tatăl său. Lucrez de la 11 ani. De la etatea de 11 ani am învățat de la bătrân la taică-mi și m-am angajat la mine la. De acolo lucram și la oale. De-a lungul timpului v-a adus banii acest meșteșug? Acum 30-40 de ani în urmă, 25 de ani, 30 de ani, da. Din asta trăiam noi. Era satul nostru acolo de oale, de olari, care numai din olărit își câștigau existența, să zic. Dar cu timpul acum, cu ieșitul porțelanului, al de plastic, mai greu, mai merge. Valentina Gheorghe vrea să țină vii tradițiile Gorjului, fiind unul dintre cei mai vestiți meșteri țesători din zonă. Este cadru didactic la Școala Populară de Artă, secția Bălănești, și le învață cu drag pe fetele din comună meșteșugul țesutului. Asta a fost ca o fabrică cândva, care eu am lucrat, nici nu știu, de toate continentele au plecat lucrările. Iar acum parcă mă doare sufletul când... Exact ca o industrie, când le-a dat foc, au luat fierul și așa mai departe. E foarte greu pentru că nici, hai să zicem că lâna o găsim. Lâna, că nu mai vrea nimeni. Dar mă descurc foarte greu cu bumbacul, pentru că s-a desfințat fabricile de bumbac și găsesc foarte greu. Profesorii Școlii Populare de Artă din Târgu Jiu au oferit vizitatorilor un program artistic. Pe 12 martie, Muzeul Județean va organiza o expoziție de artă plastică a Florentinei Voichi, soția renumitului sculptor contemporan Mircea Roman, iar pe 25 martie o expoziție realizată în colaborare cu Ambasada Republicii Polone în România, o expoziție de fotografie intitulată Culorile Ortodoxiei.